Ca urmare a executării unor lucrări programate de operatorul regional de apă și canalizare, furnizarea apei potabile va fi întreruptă joi, 23 martie, în intervalul orar 9-13 în orașul Salcea, precum și în localitățile Plopeni și Vărate. Serviciul public de alimentare cu apă potabilă va fi întrerupt pe data de 23 martie, astfel că reprezentanții acest va roagă consumatorii să-și asigure rezervele de apă necesare pentru acest interval de timp și recomandă să nu se utilizeze apa în scopuri menajere decât după limpezire.